Electrocentrale Constanța a comunicat astăzi că înregistrează o avarie pe rețeaua care alimentează cu energie termică primară punctele termice numerele 86, 160 și 247. În consecință, în lipsa energiei termice, nu se poate asigura distribuția apei calde de consum în perimetrul străzilor Bulevardul Ice Brătianu, strada Elena Cuza, strada Alba Iulia, strada Răzvan Vodă, strada Verde, strada Petreliciu, strada Enachiță Văcărescu și strada Freamătului, se arată într-un comunicat al Radet Constanța. Radet va putea asigura consumatorilor săi servicii de termoficare la parametrii normali numai după remedierea avariei și repornirea instalațiilor CET. Pentru relații suplimentare, abonații sunt rugați să sune la numărul de telefon 0241 585 300.